3, 1 Împărați, capitolul 19, versetul 19. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 de perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns: du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jerfă. Cu uneltele boilor i-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Amin. Bine, să vă reașezați. Nu știu dacă știți de unde era Elisei. Versetul 16 spune că Elisei era fiul lui Șafat din Abel Mehola. Seamănă cu localitatea asta în vechi? Pică în seamă. Bărbatul ăsta n-a fost schimbat într-un moment ușor. Perioada istorică pe care o traversa era una extrem de dificilă. Când Sfântul Ilie e în criză, când Izabela defilează și promite că o să-l omoare, când împăratul e compromis, Ahab, Dumnezeu îi dă un medicament spiritual lui Ilie și zice: fii atent. Dacă tot ai zis că ești singurul, hai că-ți mai dau pe cineva. Oricum, mai sunt 7.000 pe teritoriul spațiului evrei care nu și-au plecat genunchiul. Și în loc să intri la șomaj, la pensie, la ajutor de nu știu care, întoarce-te pe drumul prin pustiu până la Damasc, vei ajunge acolo să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, culmea că Siria e condusă printr-un proroc, nu printr-un împărat. Adică prorocul unge un împărat. Înțelegeți care e ideea? Să ungi pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Mesajul pe care l-am se intitulează O chemare în vreme de criză. M-am tot gândit cum de-au ajuns românii aici. Adică aici, pe spațiul ăsta, pe metri ăștia pătrați. Și m-am dat seama că pentru ca să ajungă românii aici, au intrat o criză între suedezi, știți? Aflasem recent, fără să caut, că religia de stat în Suedia a fost pentecostalismul, mai cu ceva vreme în urmă. Dar pentru că unii dintre ei nu și-au păstrat mărturia, a lovit criza peste Suedia din perspectivă spirituală. Banii sunt la fel, proprietățile sunt aceleași, business-urile poate merg mai bine ca înainte, dar e criză. E criză de sfinți. E criză de oameni care să nu permită căsătoria între un bărbat cu un bărbat, știți? E criză de oameni care să fie loiali cuvântului sfânt și să nu permită imoralitatea, parteneriat civil, concubinaj, da? Înțelegeți? E o criză de oameni care să fie verticali. Când strigă Izabela să nu tremure Ilie, să fie puternic. Să nu uite că pe Carmel a ucis 850 de proroci al lui Baal și Astartei la pârâul Chison. Să nu uite ce a lucrat Dumnezeu prin el. Într-o vreme de criză, foarte interesant, Dumnezeu face chemări.
Când cei mai puternici oameni încearcă să se ascundă. Când oamenii care altădată erau vârf de lance, erau pe linia întâi în luptă, în bătălie. Dumnezeu zice, eu nu falimentez, eu fac chemări. Slăvit să fie Domnul. Când pleacă cineva drag, frate Samuel, e o vreme de criză. M-am gândit de ce chiar în dimineața asta. Poate că asta arată că dumneavoastră va trebui să vă dezlipiți mai mult și să puneți familia pe locul 2 și pe Iisus pe locul 1. Uitați-vă care era regula. Elisei era rând. Avea business-ul lui, avea 12 perechi de boi. Asta nu era un om de pe stradă obișnuit? Ca în vremea aceea să ai boi, nu doar măgăruși, cum aveau majoritatea evreilor care făceau parte din familii sărace. Ca să ai 12 perechi de boi, trebuie să fii un om proeminent din perspectivă financiară. Un om care să te impui, un om care să ai prestanță, un om care să ai putere, să ai forță financiară. Să știți că niciodată Dumnezeu nu cheamă la slujire oameni care nu fac nimic. Cine stă continuu cu mâna întinsă, nu are Dumnezeu nimic cu el. Și ce făcea el când l-a chemat Dumnezeu? Zicea Biblia, arând. Putea să zic eu, nu, numai până ajung, dacă ajung slujitor, atunci fac ceva. S-o crezi tu? No, stai, stai. Apropo de Samuel, știți ce făcea Samuel când l-a chemat Dumnezeu pe micuțul Samuel? Pe marele Samuel l-avem aici, dar pe micuțul Samuel, știți cum? Știți ce făcea el? Slujea Domnului înaintea lui Eli. Era lângă chivotul Domnului și candela lui Dumnezeu. Nu se stisese încă. Că dacă mai suntem la slujbă, dacă mai există Biserică Română în Suedia, dacă mai există har, dacă și în 2024 avem această posibilitate să ne adunăm la închinare, e pentru că Domnului candele nu s-a stins. E pentru că prezența lui Dumnezeu nu trece odată cu o generație. Pleacă bunicul, rămâne regele. Pleacă cineva drag, rămâne Dumnezeu pe tron. Se rup relații între noi pentru că pleacă oameni la cer. Îi smulge parcă Dumnezeu pe cei mai buni dintre noi. Dar Dumnezeu rămâne. Pare Ilie că falimentează. Dumnezeu nu falimentează. La gura peșterii trimite metode prin care vrea să-i spună vreau să-ți reactivez senzorii tăi spirituale, simțămintele tale. Vine fulgerul, nu e acolo Domnul. Vine cutremur, nu e acolo Domnul. Vine tunet, nu e acolo Domnul. Se sfărâmă stâncile puternice ca de aici din Suedia. Nu e acolo Domnul. Și dintr-o dată vine Domnul. Susur blând și subțire. Știți de ce? Modul în care se simțea Ilie avea nevoie de un susur. Blând, subțire. Tu ce faci, Isaia, în anul morții împăratului Ozia? Pe om depun de misa și am plecat acasă. Dacă Dumnezeu meu nu a fost în stare să-l vindece pe Ozia. În anul morții împăratului Ozia, zice profetul Isaia, m-am mai dus odată la închinare. Pentru că în vremuri de criză, Dumnezeu face chemări. Parcă orchestrează evenimentele încât să ajungi la cea mai adâncă criză. Intri în unghiu de unde nu mai ieși. Vrei să mergi în stânga un pic, dai de zid. Vrei să înaintezi zid, în dreapta zid. Nu mai poți să faci nimic. Și Dumnezeu zice, hei, să aici. O chemare în vreme de criză. În primul rând presupune manta. Nu prea e populară mantaua, știți? Mantaua e un pic așa, băgață sub preș. Folosiți-o la stăruințe, folosiți-o mai rar. Avem noi slujbele noastre în care Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând, înaintea lui, vedeți, deja era o prioritate greșită, înaintea lui. Aici deschid o paranteză. Uitați-vă că versetul 20 zice Elisei a părăsit boii pentru că slujba
e mai importantă decât business-ul. Dacă auziți oameni care spun nu pot pentru că, nu pot pentru că, știți că o zis unul, că mi-am cumpărat un ogor, mă, să-l văd. Bă, da, tu ești cam cu probleme. Nici măcar n-avea CF de la online, satelita, să vadă. Mai era cum era. Slujba e mai importantă decât jobul. Slujirea lui Dumnezeu. Dumnezeu, oameni care spun, nu pot, că sunt foarte ocupat, am de derulat nu știu ce la business-ul meu. Și Domnul zice, ok, nu stai acolo la business-ul tău. Ce să-ți fac? Chemarea lui Dumnezeu te obligă să renunți. Nu să nu mai muncești. Dar locul de muncă să devină inferior lucrării lui Dumnezeu. Și uitați-vă că a părăsit boi, zice mai departe Biblia, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă măcar să vorbesc cu tata, să-l sărut și să-l sărut pe mama, să mi-a rămas bun. Și te voi urma. Și Ilie îi face un test. Nu zice, du-te și stai cu ei, că e ok. Nu, nu. Zice, du-te și apoi întoarce-te. Dar înainte să mergi, gândește-te la ce ți-am făcut. Tu alegi. E responsabilitatea ta. Întrebare. O mai merge să salute părinții? Textul zice că nu. Percepem? Unii spun, frate, eu nu pot să vin să predicați că am prunci 5, nu știu câți 10. Nu mă auzi din partea ta. Să mă găți administrat familia cu brio. Cu minus. Altul zice, păi, vreau să văd ce zice nevastă mea, dacă, păi, prietene. Te conduce nevasta? Nu, Hristos? Eu nu zic că trebuie să mergi în Nepal fără să știe nevasta. Dintr-o dată s-o aflat la știri că au părut. Și nici nu poți face misiune dacă nevasta nu e de acord, că e misiunea altuia, nu al lui Dumnezeu. Ai tras un scandal de ăla de s-o spart 5 termopane, ți-ai bătut pruncii măr, ți-ai bajocorit nevasta și tu mergi să predici, să-și slavă Domnului. Mai și ridici mâinile. Vezi că mâinile-s murdare, că pune-le jos, murdare. Prioritatea slujirii. Slujirea lui Dumnezeu e mai importantă decât familia, dar cu condiția că familia ta e în ordine. Nu poți să lași copiii tăi besmeti să fie pe străzi, să tragă pe nas, pe urechi, pe injectat, să fie distruși, drogați, să fie vai și amar de capul lor și tu mergi să te rogi pentru alți drogați. Roagă-te pentru drogații din casa ta, în primul rând. Sfânta Biblie spune 1 Timotei, capitolul 3, să-și pună în rânduială casa, să-și chivernițească bine casa, apoi să fie diacon. Amin? Apoi să vină la slujire. Să fie bărbatul unei singure neveste. Acolo zice să nu bea mult vin, eu zic să nu bea deloc. Amin. Mergea un amin mai tare aici. Că s-a inventat medicamente, dacă n-ați aflat. Da? Ce o zis lui Timotei, ia puțin vin pentru desele tale îmbolnăvirea, rolul medicamentos, nu ca să tragi pe la măsele. Și apropo, pentru cei care nu știați, nici berea fără alcool nu e ok. A zis cumva amin și n-am auzit. V-am forțat, v-ați zis-o. Țineți-vă bine acum frigiderele închise. Să nu vă prind. O chemare în vreme de criză înseamnă manta. Spune Biblia, Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Mantaua înseamnă prezența Duhului. Înseamnă Duhul Sfânt să fie prezent peste persoana pe care o investești în lucrare. Înseamnă Duhul lui Dumnezeu să existe printr-un botez prealabil. Vă rog frumos să ascultați ce vă spun. Nu-i admis oameni nepotezați cu Duhul Sfânt să fie ordinați. Nici diaconi, nici presbiteri. Doamne fer, păstori! Nu-i admis. Și botezul cu Duhul Sfânt are semnul inițial vorbirea în limbi. Acum chiar penticostal sunteți. Amin.
Înțelegeți? De ce e importantă mantaua? Slujirea are provocări. Slujirea nu e doar fast, sărbătoare, moment festiv, moment important cum e în dimineața asta. Slujirea înseamnă moment de criză, bariere. Momentul în care vine Iordanul în fața ta. Vă amintiți de episodul în care Ilie este ridicat la cer? Că Domnul i-a zis lui Ilie, Ilie, eu nu te las să termini așa într-o notă negativă, ca un depresiv. Eu nu te las să fii un om care să ai gânduri suicidale. Să zici, destul, gata, vreau să mor. Păi dacă vrei să mor, ia acolo Izabela, du-te, salut. Salut-o și pac, ți-o luat cap, că te-ai avea să mori. A, nu chiar vrei, ești într-așa, într-un dezechilibru, când vrei, când nu vrei, când nici nu știi ce vrei, de fapt. Când a voit Domnul, spune 2 Împărați, capitolul 2, versetul 1, să răpească pe Ilie la cer, nu când a vroit Ilie. Când intrăm în slujba Domnului, nu mai facem ce vrem, amin. Nu-i ziceți lui, ziceți-vă. Frate, nu-mi place asta, nu-mi convine, nu vreau să fac. Dar de când mai ești stăpânul tău? Apropo de baptistire, când ai intrat în apa botezului, ai devenit robul lui Dumnezeu. Zice Domnul, la dreapta, urgent e la dreapta. Nu mai stai să te gândești că la dreapta e abis. A zis Domnul? Acolo. Bineînțeles că ce zice Domnul e compatibil cu cartea asta. Nu. Nu vă imaginați cum să zică Domnul în jură, fumează, trage pe nas. Da? Vă imaginați. Când a voit Domnul să răpească pe Ilie la cer, Ilie ca împreună cu Elisei. Vine ultimul moment în care Ilie îi spune, cere ce vrei să-ți dau și ce vrei să-ți fac înainte de plecarea mea la cer. Și Elisei putea să zică, lasă-mi, era să zic Lamborghini, lasă-mi, da? Lasă-mi casa aia ta din... Lasă-mi proprietatea aia, scrie ceva pe testament. Nu. Știți ce zice Elisei? Să vină peste mine o îndoită putere din puterea ta. Nu vreau ritualuri religioase, nu vreau forme, nu vreau tradiții, nu vreau doar istorisii, nu vreau povești, chiar pentecostale, vreau putere. Vreau o prezență deosebită a Duhului care a fost peste tine. Vreau putere. Și parcă l-aud pe Ilie cum a oftat și a zis, greu. Greu lucru ce-ai. Mantaua nu e ceva ușor. Mantaua presupune o povară pe care o duci. Că în funcție de mesajul pe care îl zboi, se înrocește o familie sau va fi binecuvântată. Foarte important ce spui. Dar dacă mă vei vedea, la ce minut? Spune-mi exact ora, nu știu nicio. Că răpirea nu-i fixată de oameni, ăștia tot inventează. 2030, ai milă, Doamne, de ei. Păstă nu știu cât timp, se întâmplă nu știu ce, agenda Europa, opriți-vă, prieteni. Reveniți-vă. Cartea asta zice că despre ziua aceea nu știe nici Fiul, nici îngerii, ci numai... Tata, deci cum inventăm noi? Cum inventăm noi? Cine ne credem noi să ne dăm cu părerea? Și că zice câte unul că nu mai apucăm 20 de ani. Reveniți-vă. Nu mai vorbiți aberații. Lucruri nebiblice. Păreri personale. Părerile personale n-au ce căuta la învon. Chiar nu spun părerea mea. Aici spun principiul biblic. Ce e scris în Biblie, accept, mă smeresc, în primul rând pe mine mă afectează și mă schimbă și apoi pe oamenii care mă ascultă. Amin? Doamne ajută! Greu lucru ce, dar dacă mă vei vedea, când voi fi răpit? Și ce a făcut din momentul ăla Elisei? Avea ochii lipiți de Ilie. Mergea lângă el. Un singur lucru interesa, să nu ratez mantaua, să nu pierd mantaua.
Chemarea înseamnă manta. Biblia zice, pe când vorbeau ei, a venit prezența Domnului, a venit acea manifestare deosebită, citesc ca să nu greșesc exact cum scrie, pe când mergeau ei vorbind, versetul 11, 2, Împărați, capitolul 2, iată că un car de foc, niște cai de foc, i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga și în loc să zică, părinte, părinte, proprietățile tale, banii tăi, casele tale. Nu, 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 nu. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Vreau prezența Domnului. Vreau carul lui Israel. Vreau călărimea lui. Vreau pe Domnul. Îl vreau pe Dumnezeu. Și nu l-am mai văzut. Apucându-și hainele și-a sfârșiat în două bucăți. Știți de ce? O zis, eu nu plec de aici fără mantaua lui Ilie. Înțelegeți? Mantaua, știți când vine? Când ne sfârșiem hainele noastre. Vine câte unul care e directoraș prin spațiul laic și zice, puneți-mă repede la amvon. Eu sunt director. Pare foarte rău. După ce ți-ai sfârșit directorașul. După ce poși? După ce zi hainele tale de Dita Mai, eu am 1.000.000 de euro pe profit. Nu mă interesează. Hainele jos. Da? Înțeles? Slujirea nu vine ca o generare a faptului că i-am 2.000.000 de euro și pe toți mă pot cumpăra. Zero valoare banii tăi. Dumnezeu nu lucrează cu banii tăi, Dumnezeu lucrează cu banii lui. Amin? Apucându-și hainele, le-a sfârșit în două bucăți și ascultați ce spune versetul 13. Și-a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. Aici e provocarea. De ce în fapte 13, când s-au adunat toți, era unul dintre ei, Mahanae, care a crescut cu împăratul, care era super influent. Dacă se punea la vot, câștiga ăsta neapărat. De ce neapărat a trebuit să spună Biblia așa? Pe când se rugau și posteau, Duhul Sfânt a zis. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Știți de ce? Că nu se termină partea aia de Biblie și mai jos apare Elima, vrăjitorul. În fapte 16 apare ghicitoarea din Filipii. Acolo nu merge că ești prieten cu nu știu cine, că ai neamuri, că învârtești, că ai... Nu, 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 nu. Acolo trebuie să ai manta. Când a ajuns pe malul râului Iordan, Iordanul avea un debit maxim. Mergea în iureșul lui. Nu era în spea seca. Era puternic. Era prima barieră pe care trebuia să o treacă. Aici s-a văzut dacă are chemare sau nu. Și Biblia zice mai departe, versetul 14, a luat mantaua căruia-i deduse drumul Ilie. A lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Când frate Samuel va trebui, probabil, și sper să nu fie profetic ce spun, să mergeți într-o casă unde soțul cu soția scap în cap, gata să divorțeze, au pregătite dosarele. Unde e acum Dumnezeul? Că va chemat în slujire. Întotdeauna să le spuneți, împăcare, să se pună cu mâna pe Biblie. Nu știu citi, să pună în căști, nicio problemă. Să-și pună CD-uri, să pună mâna pe Biblie. Să-și pună genunchi împreună pe același metru pătrat, în genunchi să se roage, să caute post și întoarcere la Dumnezeu. Să-i Dumnezeul adevărat. Pe malul râului nu mai contează ce diplome ai, cum te cheamă, ce vârstă ai, ce business ai. Nu mai contează câte perechi de boi ai avut cu tine. Slujirea asta pe malul râului Iordan contează dacă ai autoritate de la Duhul Sfânt. Când ghicitoarea a venit după Pavel s-a strigat, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui viu și vă vestesc calea mântuirii. Multe zile a strigat după ei. Pavel nu s-a întors din prima, pentru că lucrarea Domnului se face din instinct, nici din răzbunare, nici din dorință de afirmare. Pavel necăjit s-a întors când i-a zis Duhul Sfânt. Și a zis, în numele lui Iisus, ieși din ea. A ieșit Duhul de ieșire din ea? Instant a ieșit. Și pentru asta ce-a zis? Aplaudați-vă. Pavel și Sila să fie mari. Nu, i-a bătut bine.
că o să aveți momente în care faceți binele și sunteți în voia lui Dumnezeu și unii o să vă bată. Sper că nu cu pumnii, că e cam greu, dar o să vă bată cu calumnie, să vă bată cu vorbe grele. Știți că a fost chemat Saul, împăratul, și s-o te zic câțiva oameni răi care n-aveau nici înclini, nici în mâine, că nimica cu împăratul, cu voia Domnului, cu planul lui Dumnezeu. Și ce-o zis? La ce ne poate ajuta pe noi fiul lui Chiș? O vă să zic că ăsta e căutător de măgărițe. Ce are ăsta pe aici? Și ce-a făcut Saul? S-a făcut că noi? Aude. Frate Samuel, când aveți mantaua, pe aia care vorbesc împotriva mantaia, împotriva voii lui Dumnezeu, faceți-vă că nu-i auziți. Vorba unei cântări speciale. Apa trece, pietrele rămân. Lăsați-i să povestească. O chemare de excepție, vreme de criză. O chemare care înseamnă manta. Biblia zice, a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. O chemare care înseamnă manta. În al doilea rând, chemare în vreme de criză este o chemare care presupune mandat. Și dacă pricepem noi ce se întâmplă azi, toți, ce e prezent Dumnezeu Tatăl, e prezent Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, și este prezent Duhul Sfânt, Dumnezeu. Pentru zona aceasta, Dumnezeu încredințează un mandat. Nu o să fiți reprezentantul familiei dumneavoastră de azi, doar pentru zona asta sunteți reprezentantul lui Dumnezeu. Imaginați-vă că pe unde merge acest frate, de azi încolo trebuie să fie o mână întinsă. Găsiți un om disperat, trebuie să-i spuneți ceva în suedeză, dacă e suedez. Trebuie să-i spuneți ceva unui vecin. Nu vă băgați în povești, în teorii, în bazme, în certuri. A venit cineva la un moment dat la Hristos și a zis, spune fratele meu să împartă terenurile cu mine. Bă, prietene, eu am venit să vă împart cerul, nu pământul. Nu vă băgați în teorii de genul ăsta, scandaluri, robului Dumnezeu, nu trebuie să se certe. În familia dumneavoastră va fi îngăduită uneori o situație, familia lărgită de conflicte, de divergențe. Nu intrați în ele. Omul lui Dumnezeu nu se bagă în lucruri de astea. Nu intrați în tribunale. Un sfânt al Domnului nu se bagă în tribunale. Amin? El rămâne cu un mandat special. Veți fi mijlocitor. Veți avea un mandat și Dumnezeu va dărui probabil acestei comunități copilași în familie. Când veți ține copilașii în brațe, să nu uitați, sunteți reprezentantul lui Dumnezeu. Așa cum Hristos a luat în brațe copilașii, noastră trebuie să-i luați și să vă rugați pentru ei. Ne rugăm în această dimineață când va lua fratele Samuel copilașii în brațe, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să-i facă să crească sănătoși, cu o creștere armonioasă, echilibrată, la vremea adolescenței să fie binecuvântați, pentru că binecuvântarea asta are o putere extraordinară atunci când e făcută biblic pe planul lui Dumnezeu și are rolul de a ține copilul până în momentul în care face diferența între bine și rău ca să decidă personal pentru viața lui. Binecuvântarea de copii nu e o joacă pentecostală, evanghelică, nu e o invenție că noi nu avem botezul ca la bisericile tradiționale și trebuie să avem ceva ca să mulțumim părinții că și-au făcut cumva partea. E o binecuvântare a lui Dumnezeu. Când va frânge pâinea, este prezența lui Hristos. Să înseamnă mandat. Să te așezi între oameni și Dumnezeu. Frate Samuel, de azi nu veți mai fi doar între copiii dumneavoastră, soția și Dumnezeu. Veți fi între oameni de aici și Dumnezeu. Va trebui să aveți o mână întinsă spre oameni ca să-i ajutați și o mână întinsă spre Dumnezeu să vă țină. Să vă conducă mai departe, să simțiți autoritate, să știți când să vorbiți, ce să spuneți. Nu vă grăbiți niciodată. Nu intrați în gânduri de partidă, nu intrați să fiți mai aproape față de o persoană în defavoarea alteia. Vine cineva, vin doi care sunt în conflict, nu intrați să ascultați poveștile, aduceți-i împreună. E nevoie de o mărturisire, vă rog, nu luați mărturisire, pentru că mandatul de diacon nu vă acceptă această responsabilitate. Nu vă acceptă responsabilitatea să faceți punerea mâinilor, nici ungere cu unt de lemn, conform Scripturii. Nu găsim în Biblie nici un diacon care să facă ungere cu unt de lemn. Dacă îmi găsiți, să spuneți, vă rog.
Nu vă depășiți limitele spațiului în care Dumnezeu vă acordă mandat. De ce? Este singurul loc în care sunteți securizat. Ieșiți afară, în afara mandatului, sunteți o victimă sigură. De aceea au fost diaconi și prezbiteri care au căzut în păcate. Pentru că și-au depășit mandatul. Diaconi care au început să ia mărturisiri. Nu vorbesc de excepții care pastorul îi dă acord limitat unui slujitor să facă o slujire anume. Ca să înlocuiască, nu poate fi prezent fizic din motive obiective. Nu despre asta vorbesc. Ci vorbesc de intrări în slujbe care nu aparțin. Cunosc persoane, fără să dau vreun nume sau țara, că nu-i din România oricum, nici din Suedia, care și-a permis să meargă ca diacon să ia mărturisire. Și ce s-a întâmplat? Dintr-o dată pruncul lui a fost atacat de un duc de nebunie. Mandatul e limitat. Mandatul trebuie să fie făcut în conformitate cu Biblia, cu Scriptura. Nu ne permite să facem ce vrem. Noi suntem trimiși lui Dumnezeu pentru o anumită zonă, pentru o anumită responsabilitate, într-un anumit domeniu. Am limite, nu fac ce vreau. Nu fac tot ce trebuie, fac ce trebuie după voia lui Dumnezeu. Nu ce cred oamenii. Amin. Mandat. Când veți fi expuși și provocați, când veți fi expus și provocat să treceți dincolo de mandat, să spuneți cu multă responsabilitate, îmi pare foarte rău, asta nu pot să fac. Nu corespunde chemării mele, slujirii mele, mandatului meu. Și în ultimul rând cu care închei, o chemare de excepție, o chemare în vreme de criză presupune mistuire. Asta e complicat. Nu știu dacă știți, cei care nu sunt slujitori, că sunt momente în care slujitorii se învârt așa ca șuruburile prin pat. Merge să bea apă, dar nu-i seate, știți? Trebuie să aibă ceva activitate. Ce face Elisei? Păi ți-a zis Ilie să pleci. Sărută-l pe tata, pe mama, rezolvă-ți problema și gata. Elisei zice, mai important decât tata, decât bunicul, decât mama, este Dumnezeu. Mi-am înțeles mandatul. Sunt momente în care nu o să mă înțeleagă oamenii. O să priceapă ce e acolo. O să zică că nu e în regulă cu mine, că-s prea prins în rezolvarea acelei probleme. Asta e mandatul. După ce s-a depărtat de Ilie, spune Biblia, s-a întors, a luat o pereche de boi, calculați dumneavoastră acasă cam cât ar fi fost asta, un bou în vrea de azi ar fi ca un fel de gele, știți, ca să ne înțelegem. Da, deci să nu crezi că 500 de coroane, nu, era scump. A luat o pereche de boi, pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor i-a fier carnea și uitați-vă ce înseamnă mistuire. A dat-o oamenilor să o mănânce. Chemare în slujire înseamnă să le dai oamenilor tot ce ai. Le dai timpul tău, le dai apelurile tale, le dai sutele de mesaje de pe WhatsApp, le dai uneori nopțile tale, momentele tale în care trebuie să te relaxezi. A luat boi, a scos jertfă. Dați-vă ce spune Biblia, apoi s-a sculat și a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Să simți uneori că te topești în genunchi, frate Samuel, rugându-te pentru un om care nu mai are nicio speranță. Să speri de o persoană care v-a jocorit și a zis lucruri rele și neadevărate și în loc să-i spui, taci din gură că ești un nesimțit. Să taci, să nu zici nimic. Să taci, iară să taci. Să mai zic o dată, să mai taci. Să zic de 100 de ori. Și când termină tot de zis, să aveți tăria să-i spuneți, Domnul să te binecuvinteze,
Și nu doar să spui teoretic, să te rogi pentru persoana. Când ajunge în cancer, să o vizitezi. Nu ca să arăți că ai avut dreptate, ci ca să-L salveze Hristos. Și mi-a dat Dumnezeu o șansă. Asta înseamnă să te mistui. Poate este motivul pentru care mulți dintre slujitori se îmbolnăvesc parcă prea repede. Pleacă prea subit dintre noi. Se mistuie. Să ai taine. Taina credinței, spunea Sfântul Pavel despre diaconi, să o țină într-un cuget curat. Când satana te-a atacat cu un cuget care nu-i perfect, când ți-a adus o impuritate, un vârf de agrapin pe genunchi, te rogi, ceri prezența Domnului, sângele lui Iisus Hristos, ca protecție, ca eliberare, ca ridicare. Te mistui pentru lucrarea Domnului. Să te consumi, să-ți pese, să te intereseze. Să nu te bucuri când îi merge rău unui om care ți-a făcut rău. Să te intereseze cum să fie salvat omul ăla. Cum să-i trimite Domnul un mesaj. Cum să-l libereze. Cum să-i faci un bine. Este foame vrăjmașului tău. Dă-i să mănânce. Ce faci, Pavele și tu, Sila? Cum vă apropiați și cum îl abordați pe fostul gardian care v-a bătut măr? În cetatea Filipii. Păi noi mergem în casa lui. Semn că l-am reacceptat. Acceptăm ca El să ne spele rănile și predicăm pe Iisus Hristos și botezăm pe toți oamenii maturi de acolo pentru că ne interesează să fie salvați. Simt să spun asta și cred că trebuie să spun. Știți care este cel mai înalt nivel de slujire a unui om investit ca diacon, prezbiter sau pastor? Să primească harul. Se vadă în apa botezului pe cei mai răi oameni care s-au luptat cel mai crâncen cu ei. Și cu oamenii cei mai indisciplinați din biserică să se comporte ca și cum ar fi cei mai buni oameni. Și prin slujirea lor, prin dragostea lor, prin bunătatea lor, se vadă schimbați. Amin. Și pe cei care s-au comportat ca cei mai mari dușmani ai slujirii acestora, se vadă în rai. Și pe coloarele cerului să se împrățișeze în prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă că veți avea dreptul la zero tăiat, adică mulțime vidă, răzbunare, deloc. Deloc răutate. O să vină presiune, neamă, dar nu-i faci nimic, mă. Nu faci ceva, mă, nu vezi că te calcă în picioare. Nu prea poate, da? Înțelegeți? Un slujitor adevărat niciodată nu se răzbună. Când are cuțitul și furculița, să-l taie, să-l termine, să-l bage la zid. El zice nu. Nu. Apere-se Domnul. Intervine Domnul. Tu ce faci, David, când ești aproape să-l omori pe Saul? Ăsta 20 de ani ți-a făcut viața amară. Nu mă ating de unsul Domnului. Chiar dacă atunci nu mai era uns. Este un nivel de spiritualitate înalt. Ne cheamă Dumnezeu pe toți să fim pocăiți adevărați. Amin. Cum ar fi bisericile noastre dacă toți am gândit în felul ăsta? Dacă toți ne-am iubit la nivelul ăsta? Și dacă toți am depășit orice barieră care se ridică? Dar nu uitați, o chemare de excepție, o chemare în vreme de criză. Și o chemare care înseamnă manta. Înseamnă mandat. Și înseamnă mistuire. Și frate Samuel, oricât de ușor sau de greu va fi uneori, nu uitați pe altarul cerului, se merită să vă jertfiți. Că vine o zi în care fiecare lacrimă, fiecare durere și fiecare zâmbet vă vor fi răspătite. Amin.